părintele cu botezul. Dar eu în fața din curte, mai la spital. În 6 ianuarie credincioșii sărbătoresc botezul Domnului în râul Iordan. În fiecare an, înainte de această dată, preoții merg la casele creștinilor pentru a le aduce vestea bobotezei. Să trăiți într-un mult și binecuvântați ani. Haideți și dumneavoastră. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea treimei s-a arătat. Glasul Părintelui a mărturisiție. Credincioșii primesc binecuvântarea cu mare bucurie. Preotul împarte oamenilor fire de busuioc. Acestea sunt considerate un adevărat zid de protecție împotriva răului. Îl pun la icoană, fiind bun de sănătate. Sara eu aprind candela și mă rog la Dumnezeu și pun mâna pe ăsta și le iau în mână. În inimă, credință pentru Dumnezeu. Și primim botezul de câte ori este nevoie al Domnului, în fiecare an. Asta e obiceiul de... Noi suntem bătrâni acum, ce să mai... Primiți în fiecare an bobotarea? Da. Botezul Domnului este o sărbătoare a luminii și a bucuriei. Milioane de creștini din întreaga lume marchează an de an acest eveniment religios. Găsim pe chipul credincioșilor noștri acea bucurie aleasă, pentru că în fiecare casă, în casa lor, se cântă acest tropar al botezului Domnului nostru Iisus Hristos și încă simțim bucuria aceasta sărbătorilor care se încheie cu botezul Domnului și cu sărbătorirea Sfântului Ioan Prorocul și înainte mergătorul Domnului. Începând din 6 și până pe 13 ianuarie, credincioșii vor putea lua aghiasma mare de la biserică. Alături de firele de busuioc, se spune că apa sfințită are rolul de a proteja casa de rău.